Biblie Dumnezeu spune aproape fiecare zi să nu-ți fie teamă. Și voi spuneți mie să-mi fie frică de voi? Dani Mocanu la un pas de închisoare după ce a fost eliberat din arestul la domiciliu. Ce probleme are din nou cu legea manelistul? În luna august 2022, Dani Mocanu a fost plasat în arest la domiciliu pentru mai bine de un an, după ce împreună cu fratele său Nando și alți indivizi au bătut cu bestialitate un bărbat până când acesta a ajuns la spital. În luna octombrie 2023, magistrații au decis ridicarea arestului la domiciliu și înlocuirea acestuia cu cea a controlului judiciar. Chiar și în aceste condiții, la finalul anului a fost la un pas de a ajunge în spatele gratiilor. Dani Mocanu a petrecut mai bine de un an în arest la domiciliu. Recent, magistrații au decis menținerea măsurii preventive a controlului judiciar. Totodată, magistrații au respins cererea IPJ Argeș, Serviciul Investigației Criminale, Biroul Supravegheri Judiciare, prin care se cere schimbarea măsurii controlului judiciar cu o măsură preventivă mai dură, adică să fie trimis din nou în arest. Astfel, magistrații au anulat arestul la domiciliu și l-au înlocuit cu controlul judiciar, iar Dani Mocanu a scăpat de arest, însă are de respectat o serie de reguli pentru măsura controlului judiciar. Nu are voie să ia legătura cu persoana vătămată sau cu familia acesteia, nu are voie să depășească limita teritorială a orașului și nu este permis să comunice cu inculpații din dosar. Nu este prima dată când Dani Mocanu a scăpat de arest. În anul 2017 a fost acuzat și cercetat pentru organizare de grup infracțional specializat în proxenetism, spălare de bani și trafic de persoane. Totodată, în anul 2020, cântărețul a fost cercetat pentru incitare la ură și discriminare din cauza unei melodii pe care a compus-o. Salutare, salutare tuturor, am un mic anunț pentru toți oamenii mei de acasă. Așa cum bine știți, am fost eliberat din arestul domiciliar, unde am stat un an și două luni. Am fost plasat sub control judiciar, însă nu pot părăsi localitatea unde am domiciliu.